Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe canalul meu Marius Pro. Astăzi vom filma un cimitir pentru că nu am găsit casa părăsită. Și dacă tot am fost în drum, am zis hai să ne oprim și să filmăm un cimitir la 12 noapte. Eu oricum o să mă țin de el că mi-e frică, îți dai seama. Așa, deci hai să nu mai stăm așa pe gânduri și să filmăm. Hai să filmăm. Suntem la jumatea cimitirului cu prietenii mei, iau-te, sunt deja fricoși că, pentru că aici s-au de foarte, foarte multe zgomote și încercăm să nu le luăm în seamă. La ora 12 jumate, cam așa e ceasul, am spus că voi filma câteva minute, nu voi filma mult pentru că seamă și hai să terminăm cu acest vlog pentru că nu este bine și să mergem mai departe. Ești nebun, e urât rău, bă. E recent ăsta, în 2020. Bă, o cunosc pe asta. O știu. Asta seamănă cu Iohannis. Ce vreți să vede pe cameră? Cioabă. Ciobică. Bă, eu nu mai stau mult. Hai să încercăm să o luăm scrie către ieșire. Bine, nu uitați vă rămâne. Ce? Mă, mă rog să vedem. Doamne, ferește, da, să zici că iese ceva. Ce, mă, iau la fugă, ești nebun. Nu mai interesează, vă lăsă mâine. Dragi români, ascultători a manelilor leutărești. Băi, nu fac asta ca să spuneți că fac mișto sau chestii. Fac asta pentru că ne este frică și ca să nu mai ne mai fie frică, facem și noi glume, cel puțin să râdem. Dacă mai ieșim și noi întregi de aici, ar fi bine. Dacă nu mai ieșim, plângem. Ne ducem la Doamne, Doamne. Și o să ne îngroape și pune pe aici, o să ne treacă cu ei în mormânt. Doamne, fermești. Adevărat. Aș prefera mai mult să intru într-o casă părăsită decât. E mașini acolo. Hai să vedem și pe fratele nostru.
Cred că s-a fost primar, nu știu. Bă, nu mai fiu glumea, dar s-a urică. Să intra draci în tine. Nu pot să vorbesc cu lucrul vlogul ăsta. Zi-mi zic că nu te-am luat încolo, iau tot un pic. Nu mă duc. Mi-e frică că de acolo nu mai ies. Cred că tu ne tragi la rău. Am și o întrebare, ăștia care locuiesc în cimitir. Nu le e frică? Nu știu, vede, nu știu, nu aș putea ieși. Mai lăsă să și mine la cimitir. Mai lăsă să ieși la cimitir. Eu nu intru. Singure bunții. Eu zic că da, este. Odată să ieși la cimitir, e clar. Mai ales dacă mori cineva acolo, gândește-te că e aproape de casă. Mamă, uite asta. Uite că asta, dacă a murit cineva acolo și mai ales să fie... Să o zice vă să moară familia mea. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un subscribe și hai să strângem la acest videoclip măcar 30 de like-uri, pentru că am fost la 12 noapte aproape 1 într-un cimitir. Ne-am speriat și am luat-o la fugă pentru că s-a auzit un zgomot ciudat. Lângă casa unde e, na, e, cred că e abandonat. Da, exact. Și haideți, domne, să închidem aici, că vreți să ajungem. Dați like, contează că am intrat în cimitir. Da, să ajungem și noi. O să like acolo. Eu, și pe ăsta, mă, să mă rea familia mea. Spichii cipercuță. Pe data viitoare cu alt videoclip. Wow, bees! Wow!